Bine v-am regăsit în seara aceasta. Ne bucurăm pentru o nouă ocazie de a continua studiul nostru. Eu sunt, de fapt, barometrul bisericii. În funcție de cum sunt eu îmbrăcat, cei de afară poate să-și dea seama cam cât de frig sau cât de cald este aici. În seara asta e puțin mai răcoare, dar oricum toată lumea este bine și continuăm. Asta este ideea, continuăm. În seara aceasta vă propun să abordăm o temă care se numește statutul femeii. Vom descoperi că, de fapt, ăsta este un subiect nu foarte explorat, având în vedere că se subînțelege din punctul celor mai mulți de vedere că este înțeles, că este clar, că nu mai e nevoie de nicio altă explicație. Dar, de fapt, este un subiect foarte interesant și totdeauna la fel de relevant. Deși Biblia a fost scrisă într-o societate paternalistă, patriarhală, da? Unde factorul dominant și de referință era bărbatul, femeia a reușit cumva să se strecoare mai mereu de-a lungul timpului. Indirect prin faptul că orice bărbat până la urmă are la origine o femeie, iar direct prin faptul că în perioada biblică și în istoria biblică au fost femei remarcabile, deosebite, Dumnezeu le-a folosit și a transmis un mesaj foarte puternic prin ele. Așa că am putea spune, în cultura biblică există un anumit statut al femeii. În schimb, ceea ce mi se pare mie foarte interesant este că poziția femeii în biserică, în familie, în societate, n-are nicio legătură cu revelația. Ce vreau să spun prin treaba aceasta? Vreau să spun că Dumnezeu nu reglementează statutul femeii oferind niște, să zic așa, reguli fixe, ci mai degrabă cultura, mai degrabă cutumele timpului sunt factorii care au reglementat statutul femeii în societate. Adică, ce vreau să spun? Nu Dumnezeu a stabilit că femeia trebuie să fie așa sau să fie altfel. Asta au înțeles oamenii și uneori au atribuit Dumnezeu asemenea ziceri, alteori cultura înconjurătoare a stabilit aceste norme, cum ar trebui să fie poziționată femeia în societate. Din punct de vedere biblic, cei doi, bărbatul și femeia, sunt egali. Sunt interdependenți, sunt complementari, deci, pur și simplu, nu există aici o diferență. Problema este că bărbatul, de-a lungul timpului, a profitat de avantajul sistemului muscular și a încercat și a reușit de cele mai multe ori să-și domine partenerul de sex opus, femeia. Și dacă tot a reușit să facă lucrul acesta, când a avut ocazia să aducă în discuție, uneori discuția se pune în ghilimele, un factor sau o motivație sau un argument religios, cu alte cuvinte, Domnul a hotărât ca să fii în această postură, atunci cu atât mai bine pentru el și pentru toți cei de sex masculin. Dar am putea spune, parafrazându-l pe Domnul Hristos, la început n-a fost așa. Iar la început Biblia spune foarte clar că Dumnezeu i-a creat pe amândoi parte bărbătească și parte femeiască și structura textului ebraic ne ajută să înțelegem că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, femeia și bărbatul reprezintă de fapt fețe diferite ale aceleași monede. Da? În Noul Testament, Pavel iarăși este foarte clar, deși atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, cultura patriarhală domină, reies cumva la suprafață niște raze de lumină, de speranțe, că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, femeia are același statut ca și al bărbatului. Acum, adevărul este că de-a lungul timpului, să zic așa, statutul femeii a fost marcat de o perioadă lungă de abuzuri, discriminare, situații foarte delicate, uneori violență, marginalizare și așa mai departe. Asta a fost, de fapt, o istorie foarte dramatică de-a lungul timpului și femeia, într-un fel sau altul, a fost în mare măsură exploatată datorită, să zic așa, poziției inegale pe care o ocupa pe scara socială.
Asta am putea spune până în secolul XIX, când în mod mai concret s-a remarcat o anumită atitudine vis-a-vis de rolul femeii în societate. În secolul XIX, și am putea spune aici în mod special în a doua parte a secolului XIX, sau probabil în anii 1830-1840, au început să apară discuții foarte, să zic așa, serioase, vocale, în legătură cu statutul femeii. E foarte interesant că Biserica Adventistă se va naște și se va dezvolta într-un asemenea context când se pune în discuție problema statutului femeii. Și vom vedea că biserica noastră a fost și ea influențată de acest curent și vom vedea în ce sens a fost ea influențată. Așa că, prin 1840, așa numita The Question, The Woman Question, adică problema femeii, cam așa se traduce, problema femeii, a început să creeze, să zic așa, divizări în sânul mișcării aboliționiste. Așa cum deja știți, mișcarea aboliționistă își propusese să îndrepte un mare rău social, și anume sclavia. Însă discuțiile acum se puneau în felul următor, întrebarea de bază era în felul următor: să atacăm doar sclavia sau și celelalte forme de nedreptate socială, celelalte structuri în care oamenii sunt la fel de înjosiți sau exploatați. Cu alte cuvinte, să atacăm și problema femeii sau rămânem strict doar la problema sclaviei? E bine, femeile au început să ridice problema aceasta și au spus că, de fapt, nu doar sclavia legată de culoare, ci și sclavia legată de sex ar trebui la fel de bine atacată, contracarată și rezolvată. Așa că, prin 1848, în statul New York, are loc, am putea spune din punct de vedere istoric, prima convenție a drepturilor femeilor. Da? Prima convenție în 1848. De atunci încoace, am putea spune, s-au pus bazele unei mișcări puternice și se pot vedea foarte lesne rezultatele. O aboliționistă din vremea aceea spunea în felul următor: blestemat să fie sistemul care permite ca ființele umane să fie tratate ca sclavi, fie că este vorba de femei, fie că este vorba de cei de culoare. Cu alte cuvinte, același sistem greșit este. Iar femeia trebuie să fie lăsată să se emancipeze, să fie dată libertatea. Acum, să nu închipui că femeia trăia într-un fel de sclavie cum trăiau în sclavii de culoare. Nu, dar era o altă formă de opresiune, poate puțin mai moderată, dar exista. Iar femeile simțeau în ce sens era această opresiune. Ele n-aveau voie să posede proprietăți, chiar dacă erau măritate cu cineva care avea proprietate, dacă respectivul individ, să presupunem, murea, ea nu avea dreptul legal ca să moștenească acea proprietate. Nu avea voie să voteze, nu avea voie să dețină funcții publice, să fie implicată în diverse activități sociale. Deci era foarte restrâns rolul ei în societate, iar în mod special în cadrul familiei era de fapt punctul forte al femeii. Totuși, treptat, dar nu fără piedici, femeia a reușit de-a lungul timpului, și acum mă refer începând cu secolul XIX, să-și recapete cel puțin drepturile de bază, drepturile minimale sociale, uneori chiar reușind să urce în poziții și pe trepte până atunci efectiv inexistente pentru ea, adică pur și simplu de nebănuit, neîngăduit de fapt de bărbați. Așa că asta se întâmplă de fapt în secolul XIX, are loc, așa cum știți, într-o atmosferă mai largă, o mișcare de reformă pe toate planurile, dar în cadrul mișcării mari de reformă există un subcapitol numit lupta pentru drepturile femeilor. Vom vedea că acest lucru are o anumită relevanță pentru studiul nostru. Așa se explică faptul că Biserica Adventistă are cel mai
mare număr de membri din toate denominațiunile creștine, în contextul în care o denominație creștină ca a noastră a fost înființată de o femeie. Cu alte cuvinte, este cea mai numeroasă denominație creștină fondată de o femeie. Au mai fost și alte femei care au mai fondat și alte confesiuni, dar adventismul este cea mai răspândită și cea mai numeroasă. Și poate veți spune că este o întâmplare, că pur și simplu ăla a fost contextul. Să nu uităm că înainte Ellen White au fost chemați încă alți doi, aceia fiind bărbați, ei n-au acceptat și până la urmă Ellen White a fost invitată și acceptă. Dar nu doar faptul că conjunctural Ellen White a primit chemarea și de aici a plecat, de fapt a pornit dinamica nașterii și, adică dezvoltării bisericii adventiste. Este mai mult de atât. Mai un aspect interesant aici. Se știe că, în general, creștinismul a fost foarte bine primit de către femei. Și dacă faci așa o statistică, vei vedea că, din punct de vedere al structurii, să zic așa, a genurilor, femeile sunt mai numeroase decât bărbații. Bine, asta se întâmplă și la scară socială. Femeile sunt cu puțin mai mult ca număr decât bărbații. Dar în adventism există, dacă vreți așa, o proporție, 3 femei la 2 bărbați. Da? Deci este mai mult decât în creștinismul la modul general. Asta spune ceva de faptul cum mesajul advent a avut un anumit, să zic așa, ecou în rândul femeilor, nu? Dacă vă uitați, de exemplu, la aici, așa, un scurt instantaneu dintr-o biserică adventistă din Londra, Holloway, nici n-ai nevoie să faci o numărătoare, veți vedea că cele mai multe participante sunt surorile, da? Frații, mai puțin. Dar nu asta e legat de participare, mă refer la faptul că membrii în biserica adventistă, deci 3 femei la 2 bărbați. Acum, ca o paranteză, nu înțeleg de ce se plâng tinerile că n-au... tinerii. Tinerile, într-adevăr, ele sunt dezavantajate. Dar tinerii au, cum se spune, de unde se aleagă. Mă rog, asta e altă discuție, închidem paranteza. Cert este că faptul că adventismul a fost în mare măsură fondat de o femeie, și aici unii să spun, stai mă, că nu e chiar așa, că nu ea a fondat. Vă spun că nu mă refer de a fonda din punct de vedere, să zic așa, formal. Mă refer ca influență, da? Ca înțelegere, ca mesaj, ca și călăuzire. Ellen White poate fi numită pe drept fondatoarea bisericii. Din punct de vedere organizațional sau, dacă vezi, teologic sau formal, nu, au fost frații, soțul ei, alți frați pionieri, dar Ellen White a avut amprenta și încă o are foarte puternică în biserica adventistă. De aceea eu tot spun de-a lungul studiului Ellen White ca fondator feminin al bisericii adventiste. Bun, acum se impune o întrebare. Cum ar fi arătat biserica adventistă dacă ar fi fost fondată de un bărbat? Și probabil că întrebarea poate părea pur și simplu pusă așa, ca să n-avem, când avem ce face, sau pentru că n-am găsit o altă idee mai la îndemână. Nu, dar întrebarea este foarte interesantă, pentru că de fapt găsim un răspuns la această întrebare fără să căutăm prea mult. Părerea mea este că biserica adventistă, dacă era fondată de un bărbat, avea o altă dinamică și o altă structură decât o are în prezent. Și veți vedea că în această seară voi încerca să argumentez lucrul acesta. Cu siguranță că este o diferență. Dacă vreți să vedeți o diferență, uitați-vă de fapt la o biserică, virgulă, care seamănă destul de bine cu adventismul și cu care suntem adesea confundați, mai ales acolo unde ambele sunt oarecum sau relativ cunoscute. Mă refer la așa numita Biserică a Sfinților din ultimile zile, mai scurt, mormonismul. Da? Deci în America, dacă spui cuva că ești adventist, el se gândește la mormoni. Și e foarte interesant de ce se gândește la mormoni.
Nu se gândește nici la marturile lui Jehova, nu se gândește nici la baptiști, la penticostal sau la alte confesiuni, să zic, din marea familie evanghelică, se gândesc automat la mormoni. Și asta este o chestie foarte bine, să zic așa, studiată și verificată. Bine, sunt mai multe legături, vom vedea cu altă ocazie când vom studia acest subiect, dar deocamdată ideea este că mormonii au o dinamică sau au avut o dinamică asemănătoare cu adventismului din punct de vedere al dezvoltării. Nu mă refer aici teologic, mă refer la dezvoltarea ca și confesiune. Și dacă vreți să vedeți cum ar fi arătat adventismul dacă era fondat de un bărbat, uitați-vă la biserica mormonilor și probabil că așa ar fi arătat. Repet, nu teologic vorbind, ci ca structură, mentalitate și așa mai departe. Dar probabil că dacă nu sunteți foarte bine familiar cu mormonii, nu puteți să faceți încă legătura. Dar asta este o temă pentru acasă, documentați-vă și veți vedea acolo niște legături foarte interesante. Acum, aș mai spune ceva în felul acela. Dacă biserica adventistă ar fi fost fundată de un bărbat, probabil că astăzi am fi avut și noi, ca și adventiști, un candidat pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Probabil că știți că unul dintre posibilii candidați din partea republicanilor este fostul guvernator Mitt Romney, care este mormon. Da? Și asta spune ceva despre concepția, viziunea, atitudinea față de lume, față de religie, față de societate, a unei confesiuni sau în alte confesiuni. Adventiștii n-au reușit aceste performanțe niciodată. Bine, mai găsești un primar așa pe undeva, a fost și un primar în Battle Creek pe vremea Lenny White, mai este și în prezent un primar prin Loma Linda, mai găsești un primar nu știu pe unde așa, mai ești un prim-ministru așa într-o țară nu foarte, foarte cunoscută și dezvoltată, mai așa. Mai un senator prin România, unul și altul, nu sunt cei mai vizibili și cei mai reprezentativi, dar oricum sunt și ei implicați oarecum, dar la nivelul acesta nu va fi a spune niciodată. Nu pentru că nu ar exista capacitate intelectuală, nu vreau să fiu greșit înțeles, ci pentru că este o anumită viziune, o anumită concepție, o anumită limitare care nu-ți dă voie să te lansezi în felul acesta. Vom vedea cu altă ocazie de ce adventismul are o anumită direcție, de ce mormonismul are o altă direcție. Faptul că, revin, biserica noastră a fost fondată de o femeie, asta spune foarte mult despre structura bisericii noastre. Bun, acum să revenim. Societatea americană în secolul XIX era o societate patriarhală. Ce înseamnă societate patriarhală? Uitați-vă la una din țările din Orientul Mijlociu, acesta este un grup pașnic de talibani, care reflectă, de fapt, atitudinea paternalistă patriarhală. Într-o societate patriarhală, antică sau modernă, n-are importanță, timpul nu schimbă absolut nimica din aceste trăsături, dar într-o societate patriarhală, bărbatul este, de fapt, centru, el este axa, este pivotul. În jurul lui gravitează totul. Familia, societatea, serviciile, absolutul. Deci este centrul, este nucleul, de el depinde totul în acea țară, societate, familie și așa mai departe. Femeile sunt excluse din orice fel de centru de putere și autoritate. Da? Deci ele nu li se permite ca să ocupe vreo poziție unde ar putea influența cumva, ar putea concura cu poziția bărbatului sau ar putea să aibă o autoritate cel puțin la fel de egală cu a lui. Acum sunt țări în lumea arabă care încep să se mai trezească, să se mai emancipeze puțin, femeile sunt lăsate să se ducă la colegiu, să studieze, chiar să aibă și permis de conducere, ceea ce înseamnă un pas foarte mare pentru umanitate, dacă îi să o luăm așa, în zona respectivă. Și, mă rog, reformele continuă încet, dar în anumite țări destul de sigur.
Dar până la urmă, femeia are un rol foarte bine atribuit în societate. Și acest rol este stabilit de către bărbat. Deci femeia nu ajunge la o anumită înțelegere și spune, uite, ăsta este locul meu, pentru că așa înțeleg eu și acolo mă regăsesc. Nu. Femeia este proiectată la marginea societății, la periferie, acolo îi se dă un set de responsabilități și ea nu are voie să depășească această graniță. Dacă o face, acest lucru va fi interpretat ca fiind o rușine adusă asupra bărbatului ei. Acum, într-o cultură paternalistă, patriarhală, cuvântul cheie nu este bine sau rău, cuvântul cheie este rușine sau onoare. M-ai făcut de rușine, trebuie să-mi recapăt onoarea, nu contează dacă trebuie să te omor pentru asta sau pentru să te duci la închisoare sau să te bat sau orice. Deci asta este cultura, nu contează binele sau rău, este relativ. Ceea ce este într-adevăr fundamental și imobil, rușinea sau onoarea. Asta este într-o cultură patriarhală. Așa că femeilor li se refuză dreptul la autodeterminare, să hotărască singure pentru ele ce să facă cu viața lor, cu căsnicia lor, cu, eu știu, visurile lor și așa mai departe. Deci ele nu pot să aibă această libertate și ele nu pot concura nicio formă cu bărbatul în sfera socială, nu mai spun de cea administrativă. Așa că aceste caracteristici a unei femei care este dominată într-o formă sau alta de bărbat, îi se spune de fapt încotro trebuie să stea, ce să facă, unde să conducă și să păstreze o anumită poziție, statutul societate, a caracterizat și adventismul în secolul XIX și orice altă mișcare socială periferică. Să nu uităm că adventismul era ca o sectă nou apărută într-o societate deja destul de bine cristalizată. Religiile mari, puternice care existau deja, statul politic care deja exista și apare aici o... Ce apare? Apare un nou grup religios care este foarte firav și care poate din orice efectiv să fie, să zic așa, trimis în groapa de gunoi a istoriei. Deci, în acest context, am putea spune că adventismul s-a constituit ca un fel de replică feminină față de aceste condiții. Cu alte cuvinte, reacția adventismului în secolul XIX a fost ca unei femei într-o societate patriarhală, cum era cea americană din secolul XIX. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci, asta a fost, să zic așa, atitudinea socială a adventismului, ca a unei femei față de un bărbat într-o societate patriarhală. Ce înseamnă treaba asta? În cel mai pur stil victorian, pentru că practic aici se naște și se dezvoltă biserica adventistă în perioada victoriană, femeia, adventismul, ca și o femeie, a rămas liniștit, tăcut, maleabil, a încercat să-și păstreze această poziție marginală, să nu cumva să supere autoritățile, evitând să atragă atenția prea mult asupra lui, pentru a nu cumva să provoace reacții ostile. Deci exact ca o femeie, da? Știți că o femeie când vine bărbatul acasă și vine și puțin mai târziu și poate că așa întârzia cu prietenii undeva la cârciumă, da? Cum mă refer la profilul unei femei undeva de la țară, femeia aceasta va păstra o atitudine foarte prudentă. Nu va încerca să-l contrazică pe bărbat, va fi foarte rapidă în a aduce mâncarea încălzită exact la timpul potrivit, va fi de acord cu tot ce spune el, va încerca să evite orice fel de conflict, va fi tăcută, maleabilă, pentru că știe că n-are niciun fel de reușită în a contrazice sau a-și schimba rolul. Da? Deci asta este, de fapt, reacția adventismului în secolul XIX vis-a-vis de societatea americană. Asta este maniera care se manifestă. Așa că modelul tradițional
al femeii, modelul tradițional al femeii din secolul XIX impunea de fapt un anumit standard. Femeia plină de pudoare, care evită sexualitatea explicită, evită violența, care își dezarmează oponenții prin temperanță, prin reformă sanitară și prin, să zic așa, stăpânire de sine, da? Adică așa operează adventismul. El nu își va provoca dușmanii, concurenții deschis, ci va promova alte forme prin care va încerca să-i, să zic așa, să-i îmblânzească. Reforma sanitară este o formă, stăpânirea de sine este o altă formă, evitarea concurentelor este altă formă, temperanța și așa mai departe. Ca să nu mai spun că sănătatea și educația în secolul XIX erau apanajul femeii. Da? Femeia se ocupa de lucrurile acestea, nu bărbatul. Și nu mi se pare interesant că biserica a dezvoltat foarte bine aceste două dimensiuni, și sănătatea, și temperanța, și educația. Da? Ca și o femeie, adventismul îndeplinea roluri de mamă. Vindecare, îngrijire, creștere, știți cum e? Ca o mămică, așa se comporta și adventismul, da? Adică nu ieșea în evidență, nu încerca să ocupă rolul unui macho, unui bărbat, unui masculin puternic, care asta a făcut mormonii, vom vedea cu altă ocazie. Ea, biserica, va fi exact ca o mamă care își îngrijește copiii. Sănătate, educație, temperanță, neimplicare în viața politică, încercarea să păstreze foarte bine pătrății ca să nu iese în evidență. Astea sunt atitudinile adventismului în secolul XIX. Așa că în societatea americană adventismul a apărut ca ocupând această latură feminină. Pe de altă parte, în aceea societate americană mormonismul a apărut ca și ocupând această latură masculină. Și este foarte interesant, dar nu avem timp în această seară ca să ne ocupăm de aceste două mișcări și care sunt, de fapt, cum să spun eu, comparațiile și asemănările dintre ele. Acum, întrebarea care vreau să o pun este următoarea. Care sunt consecințele sociale ale unei astfel de poziționări? Adică dacă tu, ca și biserică, te poziționezi voluntar sau involuntar în această postură, trebuie să existe anumite consecințe din punct de vedere social. Și e foarte important să descoperim acest lucru, pentru că altfel nu vom înțelege niciodată de ce adventiștii se comportă așa și nu altfel. De ce își aleg anumite meserii și altele nu? De ce nu reușesc să se implice în anumite domenii, pe de altă parte, în altele excelează? Toate acestea au o explicație. Și nu neapărat teologică, pentru că așa ceva nu există, ci mai degrabă sociologică. Și de aceea am încercat să creionez dimensiunea feminină a adventismului, pentru că aici este o cheiță care ne poate ajuta să deschidem o cutie. Ce vom găsi în cutie? Nu știu, știe exact. Unii se vor speria, alții vor fi mai, să zic așa, optimiști și vor înțelege mai bine fundamentele. Dar obligația noastră, să zic așa, morală, este ca să deschidem cutia, să vedem ce este în ea. Da? Și de obicei, femeile sunt mai curioase decât bărbații, nu? Dacă tot avem trăsături feminine ca și biserică, ar trebui să fim suficient de curioși să deschidem cutia să vedem despre ce este vorba. Bun. În primul rând, prima consecință socială, și mi se pare mie extraordinară și accentuez pentru că apare într-un anumit context, este că nu s-a importat din societate atitudinea discriminatorie și marginală față de femeie. Cu alte cuvinte, dacă în societate femeia încă ocupă în secolul XIX și începutul secolului XX o poziție marginală și încă este discriminată, în biserică femeia nu se bucură, în ghilimele, de același tratament. Femeia este primită în biserică pe aceeași poziție de egalitate cu a bărbatului.
Adică nu există diferență. Și trebuie să ținem minte acest lucru, pentru că de fapt vom vedea că ceva mai târziu se modifică. Femeia este egală cu bărbatul, are aceleași îndatoriri, are aceleași drepturi și amândoi sunt chemați să profeseze, să se implice, să producă aceleași lucruri. În ce sens? De exemplu, acum vorbesc de perioada de aur, în care femeia este la nivelul cel mai înalt din punct de statutul social în Biserica Adventistă. Perioada de aur aș spune între 1840 și 1900. Asta a fost perioada de aur. Există femei care sunt pastori acreditați, da? Nu întăriți, dar acreditați, femei care sunt rugători biblici, femei care sunt evangheliști, femei care sunt au slujbe administrative, da? Și femei care se implică în orice ramură a lucrării. Deci nu există aici niciun fel de diferență. Și aici este o explicație, pentru că în primul rând fondatoarea, profeta, este femeie. Nu ar fi fost aiurea ca cel mai important om din biserică să aibă o atitudine discriminatorie față de femei. Acum, Ellen White n-a sărit calul, cum se spune, și a oferit, în ghilimele, mai multă libertate decât exista în societate. Dar cel puțin, în biserică, s-a creat un cadru în care femeia se simțea în largul ei. E adevărat că și în alte biserici începuse trendul acesta, și în metodism, și în presbiterianism, mai început, adică n-am fost noi chiar primii, dar cel puțin, vis-a-vis de societate ca ansamblu, adventismul, în perioada de aur, a oferit femeii un statut, a spune eu, normal, adică de la sine înțeles. Acum este considerat extraordinar, dar este de fapt doar un statut normal. Așa ar trebui să fie. Punct. Ce se întâmplă în schimb după 1900? Și aici apare surpriza. Și nu știm exact ce s-a întâmplat. Să nu uităm că întotdeauna biserica, într-o formă sau alta, va reflecta. Repet, într-o formă sau alta, va reflecta trendurile din societate. Biserica nu poate să rămână imună. Și acest lucru l-am abordat noi mai demult. Biserica nu poate să facă, să zic așa, notă discriminatorie, discordantă față de ce se întâmplă în lume. Va reflecta și ea, într-un fel sau altul, ce se întâmplă acolo. Bun. Cert este că pe la 1900 se cam schimbă puțin situația. În ce sens? Femeia începe să fie poziționată. Adică se diferențiază rolurile. Femeia și bărbatul nu mai fac amândoi același lucru. Nu mai sunt chemați amândoi să ocupe aceleași poziții. Femeii îi se sugerează, și culmea este că și Ellen White este promotoarea acestui curent, să își găsească, de fapt, împlinirea, unde credeți dumneavoastră? Exact. În familie, în cămin. Probabil că recunoașteți expresia favorită, regina familiei. Femeia este regina familiei. Ea trebuie să crească copii pentru veșnicie, ea trebuie să fie reperul moral al familiei, tatăl este ocupat, nu uităm că acum suntem într-o perioadă în care începe industrializarea, părintele este rupt de cercul familiei, lucrează la depărtare, el nu mai poate să mai fie preotul familiei și acum apare Vicarius Filidei, într-un așa, care este mama, nu mai este tatăl. Da? Ea joacă acum rolul de preoteasă a familiei, ea e cea care conduce copiii pe calea neprihănirii, ea este cea care conduce, care face gospodăria și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ea este neoficial noul cap al familiei. Sigur, bărbatul e cel care muncește și este providerul, adică furnizorul. Dar de fapt, din punct de vedere moral și social, femeia are un rol foarte important. Dar aici este o capcană. Pentru că acasă, se știe foarte bine, niciodată nu termini treaba de făcut. Asta este o lege. Așa că, chiar dacă acum nu mai e nevoie să-ți faci tu singur ciorapii, fața de masă, scaunele și așa mai departe, deja le poți cumpăra
deja trăim în secolul 19, spre începutul secolului 20, cu toate acestea, treaba de acasă este interminabilă. Cu alte cuvinte, femeia este poziționată acolo undeva, dar cu alte cuvinte, îi se închid alte uși. În societate nu ai timp și nici nu mai prea mai loc. Așa că rezumă-te la cel mai important rol din lume. Știți că uneori Ellen White spune că femeia joacă rolul la fel de important ca un predicator. Apoi, eu cred treaba asta, adică nu mi se pare o exagerare, dar când te uiți și în contextul vremii, îți dai seama că această afirmație are mai multe înțelesuri. Nu? Și, da, asta o să spunem cu altă ocazie când am abordat tema Căminul Advent. Deocamdată, hai să ne ocupăm de femeie. Deci femeia acum, începând la 1900, femeia, rolul femeii se diferențează de cel al bărbatului. Sunt două lucruri diferite. Bărbatul se ocupă de anumite situații, femeia de alte situații. Deci apare repartiția rodurilor. Ceea ce nu este rău, deloc. Trebuie să existe o repartiție a rodului, bineînțeles. Dar vom vedea că are niște efecte. Pe de altă parte, unul din primele efecte ale acestei diferențieri în care femeia capătă un rol proeminent în familie și religie, bărbatul mai mult la muncă, Ellen White, fără să vrea sau influențată de alți factori sau nu știm de ce, începe să promoveze o versiune efeminizată a bărbatului. Și veți vedea un lucru foarte interesant dacă suntem atenți și dacă reușim să nu adormim sau să fim doborâți de frig. Aici descoperim niște lucruri extrem de interesante care explică anumite reacții, anumite profiluri care există și astăzi în Biserica Adventistă. Deci ce vreau să spun eu? Se promovează o versiune efeminată a bărbatului. Bărbatul încă este bărbat pentru că muncește. Obligatoriu. Dar vi se pare interesant că acea repartiție a rolurilor nu este chiar foarte bine trasată. Adică cu altă vite spune Ellen White bărbatului, tu ca tată și tu ca soț, să nu crezi că te-ai dus la serviciu, ai muncit, ai venit acasă și s-a încheiat datoria ta. Nu! Datoria ta continuă și la cămin, în educația copiilor, în susținerea soției și așa mai departe. Sunt perfect de acord cu ea. Sunt perfect de acord, pentru că altfel apare, adică s-a dezvoltat celălalt model în care bărbatul vine acasă și spune, pare rău, eu am muncit toată ziua, am și-o dreptul acum să stau, mă uit la televizor, fac ceva pe Facebook sau mă uit la un film sau la un meci, un ziar, am și-o dreptul la viață privată. Nu? Nu cred așa. Femeia și bărbatul sunt amândoi trebuie să-și împartă foarte bine responsabilitățile. Dar problema este că s-a dezvoltat o versiune foarte, să zic așa, efeminată a unui bărbat. Tipul bărbatului casnic, nu în sensul că nu muncește, dar e casnic. Și veți vedea contrastul imediat. Casnic, liniștit, credincios, stăpân pe sine, aproape vegetarian, pentru că suntem în secolul 19, încă mai se luptă cu frații cu carne, deci e aproape vegetarian, deci tinde spre vegetarianism. Și toate aceste lucruri au anumite, să zic așa, reacții, nu doar din punct de vedere social, ci și punct de vedere fiziologic, vom vedea. Adică, ce se întâmplă? Este un fel de masculinitate domestică, adică reprimarea impulsurilor, primarea și înfrângerea pasiunilor, iară sunt de acord, dar depinde cum înțelegem lucrul acesta. În același timp, în societatea americană, se dezvoltă un alt tip de bărbat. Bine, e prea de vreme pentru Superman, dar deja apare Supermanul secolului 19 și începutul secolului 20 în America. Este tipul bărbatului puternic, puternic sexualizat, asertiv, dinamic, sportiv, carnivor, da? Ăsta este tipul bărbatului care în societatea americană începe să capete proeminențe. Este independent, el știe exact ce vrea, deci hotărător și așa mai departe. Care sunt modelele în secolul 18? Este Buffalo Bill, da? Vestitul cowboy
american, da? Ăsta este tipul. Cowboy, de fapt, începe acum să apară mitologia cowboyului, care este bărbatul, da? Și o să vedea că sunt, era pe vremuri, nu știu acum cum se face, reclamă la Marlboro. Întotdeauna Marlboro a avut o anumită afinitate pentru cowboy atunci când și-a plăsat mesajele. Uneori nici nu spunea nimic de țigare, nici nu apărea țigare, apărea doar cowboy-ul. Nici măcar fumând, doar ideea de cowboy care este bărbat. Și un bărbat nu fumează orice, nu Carpați și Snagov și Mărășești, fumează Marlboro, da? Deci astea sunt mesaje foarte bine studiate, nu sunt așa la întâmplare. Oamenii primesc mii de dolari sau euro sau lire ca să găsească cel mai potrivit mesaj ca să te câștige. Deci ideea cowboy-ului macho, care știe exact, care scoate pistolul, care bea, fumează, mănâncă orice, adică neînfrânat, dar care este bărbat. Da? De asta este ideea care se promovează în secolul 19. Mai târziu apare și Tarzan, nu? Foarte interesantă ideea asta, pentru că media a jucat un rol extraordinar și încă joacă un rol extraordinar în legătură cu promovarea unui profil feminin sau masculin. În secolul 20, Tarzan, care nu este conform, mă rog, poveștii, este jumate bărbat, jumate animal, nu? Deci iarăși ideea unui bărbat foarte agresiv, foarte stăpân pe sine, independent, care reușește să rezolve toate problemele. În vocabularul american, să zic așa, cum să zic eu, vernacular sau așa mai departe, apare, nu, alt cuvânt, în sfârșit, apare cuvântul sissy. Ce este sissy? Când îi spune un bărbat că e sissy. Cuvântul provine de la sis, prescutare de la sister, da? În românește un cuvânt care nu sună elegant, dar ăsta e cuvântul, fătălău. Dar asta este cuvântul, fătălău, da? Adică ești un, am zis un alt cuvânt, dar să nu fie o discriminare pentru muiere, da? Deci cuvântul e muiere urât oricum, și pentru, dacă îi spune unui femei. Dar să-i spune bărbat, asta e și mai grav. Nu? Deci cam asta ar fi tradusă românește sissy. Dar apare acest cuvânt în vocabularul american în secolul 19 pentru ca să facă o diferență între bărbatul adevărat și ăsta care, săracul, adică n-are nimic, n-are vână, cum spune românul, n-are vână, cum spune românul. De ce apare această diferențiere? Și este foarte interesant că această problemă se reflectă în mare măsură pentru că adventiștii, nu toți, nu fac acum generalizări, dar bărbații au fost oarecum identificați cu această categorie. Adică nu s-au luptat, nu au fost foarte demanding, cum zic americanii sau englezii, nu asertivi, au fost dominați de împrejurări. Mă rog, deci s-a dat un profil de bărbat care nu este chiar bărbat. Da? Adică cum este băiatul ăsta. Adică e bărbat, dar nu e chiar bărbat, da? Adică fizic vorbind așa cum arată la figură, da? Adică asta este un nou model care apare și care de fapt creează o stare de ambiguitate la prima vedere. Acum, genul ăsta de bărbați încearcă să lase puțin barba, așa, ceva tuleie pe aici ca să dea impresia că totuși e bărbat. Dar fizionomia lui și maniera lui și cu sute așa, privirea pierdută așa în nu știu unde să pierde, nu-ți creează siguranța bărbatului care când te uiți la el știi exact ce vrea și unde se duce. Ce vreau să spun? Această ambiguitate s-a creat, această versiune a unui bărbat care nu e chiar bărbat. Acum vreau să spun că Ellen White, într-o formă sau alta, conștient sau inconștient, a contribuit și ea la crearea unui asemenea model de bărbat, care, nu știu cum să-l descriu, e ca un fel de elf, dacă sunteți familiar cu mitologia anglosaxonă, ca un fel de elf. Nu știi ce este, e androgin, adică nu e nici bărbat, nu e nici femeie, e undeva așa pe la mijloc, da? Pur și simplu e timid, e cu minte, este foarte politicos, e o anumită tipologie. Nu știu dacă puteți să vă imaginați acest gen de bărbat, așa, transparent, să spunem, slăbuț, așa, fizic vorbind, adică
chiar uneori pe alocuri pipernicit. Acum deschid o paranteză, mi-aduc aminte, am fost în colportaj pe vremuri în anii 90, eram atunci hotărât vegetarian și am prezentat niște cărți unui colectiv de la o întreprindere sau, mă rog, n-avea importanță, cărți de sănătate, le-am spus avantajele dietei vegetariene, le-am spus direct, uite, nici eu nu mănânc carne, la care unul n-a rezistat și că se vede. Și am izbunit și eu în râs, când adevăr că se vedea prin mine, se vedea prin tot. Adică ăsta e genul de bărbat așa care, mă rog, nu spun că dieta vegetariană nu este bună, dar dacă produce din punct de vedere fizic ceva care nu mai seamănă la bărbat, ci altceva, atunci probabil că ceva nu este în regulă, fie cu maniera în care înțeles tu dieta, fie cu dieta în sine. Așa că, aia spun, este un fel de bărbat care poate să fie așa timid, vegan, liniștit, timorat, pare așa, uite cum e și băiatul ăsta care, mă rog, în poză arată așa, dar nu știu exact cum e, ce face, ce trege. Acum, vă spun un lucru. Părerea mea este că și Ellen White a avut un rol în castrarea socială a bărbatului adventist. Dar adică e vorba de o castrare socială, da, în sensul ăsta. Adică ea, cum să spun eu, l-a privat de anumite libertăți, anumite posibilități, oportunități pe care el poate să le aibă în această viață. L-a consemnat la un anumit rol, destul de domestic. Care este? Nu competiții, bărbații, bărbatul e bărbat, în competiție să se vadă care e bărbat, nu? Nu contează că pierzi, dar dacă nu participi, nu ești bărbat. Deci nu competiții și el mai tare foarte mult în poziția competițiilor, da? Nu jucați jocuri de competiții. Păi ce să joc? Că nu prea joci singur, ce? Șac, joci singur, ping-pong singur, e cam așa, cam aiurea. N-ai cum. Deci joc de competiții. Nu competiții, nu sport, da? Nu sport, nu sindicate, n-ai voie în sindicate că vine cu legea dominicală și te prinde. N-ai voie în asociații de-astea, cluburi bărbătești. Eu nu spun că toate erau bune. Eu numai asta mă refer, că erau chestii care cu siguranță n-aveai ce să cauți în ele. Dar ideea în sine ca să-ți interzică accesul la așa numitele activități bărbătești, asta a condus la un fel de, să zic așa, ajustare a rolului pe care bărbatul poate să-l aibă în societate, da? Nu mustață, la un moment dat nu se purta mustața, da? Am zis că pionerii noștri nu aveau mustață, aveau barbă, dar nu aveau mustață, ceea ce mi se pare caragios. Dar mă rog, așa se purta pe vremea respectivă. Nu doar ei, ci și alții. Dar mai târziu nu se purta mustața, pentru că mustața o purta o anumită categorie de bărbați, cu adevărat, așa, de adevărați, dacă erau puțin cam un fel de haiduci. Și ca să nu te confunzi cu această categorie, nu purtăm mustață. Dar și chestia asta, ne purtăm, deși s-a mai purtat, John s-avea mustață și mai, după aceea și-au mai revenit. Dar cel puțin o perioadă nu s-a purtat mustață. Mi-aduc aminte, până în anii 90 era un predicator vestit care n-ai voie barbă, nu mustață. Iarăși, lasă pe bărbat dacă își manifestă masculinitatea prin barbă, foarte bine. Dacă îi stă bine, foarte bine. Dar aceeași atitudine, pentru ca cumva, să nu cumva să fii chiar bărbat. Adică să fii bărbat, dar nu chiar așa bărbat cum sunt ceilalți. Așa, o versiune de asta originală de bărbăție adventistă. Asta a avut un anumit rol. Gândiți-vă, acum adventistul nu prea a fost în stare să lupte pentru drepturile lui. Mormonul, când a fost amenințat de guvernul american, a pus mâna pe armă, s-a luat atâtul cu guvernul american și a format un stat care este al lor și a revendicat un teritoriu, aici suntem noi. Adventistul? Nu. Când a fost amenințat, a avut reacția motanului din Shrek. Da? Deci asta a fost reacția adventismului. Adică a încercat să creeze milă în jurul lui, să zică, uite săracul de el, vrea sabatul liber, dă-i mă sabatul sărac, uite, mai ales și plânge. Nu? Deci cam asta a avut atitudinea. Adică să fim așa, să nu să-l plecăm capul plecat abia nu-l taie. Deci asta a fost atitudinea, înțelegeți vă spun? Și atunci când ai încercat să-ți aperi drepturile, nu ai putut din cauza acestei atitudini. Da? Și ai rămas exact ca motanul din Shrek, care pur și simplu, asta e figura specifică. Vă spun că asta se datorează unei înțelegeri greșite a masculinității și a rolului bărbatului în biserică.
O să mai discutăm despre bărbat cu altă ocazie, dar vreau să spun că asta s-a creat datorită unei anumite înțelegeri, unei versiuni foarte trunchiate a bărbatului. Acum revin la femei și cu asta închei. Femeile, într-un final, deci începând cu anul 1950 încolo, nu prea mai au loc în administrație. Da? Dacă până atunci, până în 1900, erau în administrație, erau în misiune, erau în lucrare, erau pastori, începând cu 1940-1950 încolo, dispar efectiv, nu mai apare nicio femeie în administrație. Asta spune ceva foarte interesant. Deși în paralel, în societatea americană are loc o reformă, mișcarea feministă, bine, duce spre alte extreme, dar măcar este o mișcare feministă. Nu, o biserică nu. Femeile nu pot fi întărite ca pastori. Da? Deci până în ziua de astăzi există un blocaj mental, teologic nu există pentru că Biblia nu spune așa ceva, dar există un blocaj mental, femeile nu pot fi întărite ca pastori. Da? Anumite țări au fost mai curajoase, cum este și Anglia, și întăresc femeile, dar nu se numește ordination, se numește doar femeie commissioned, dar face exact același lucru ca și bărbatul. Are biserica ei, ea este acolo predicatorul, ea ține comitetul, ea botează, face exact totul. Doar ca să nu fie numită ordained, ca să nu creeze mai departe disensiuni. Dar de fapt, biblic vorbind, ăsta e un alt subiect, femeia nu are niciun motiv să nu fie întărită ca pastor. Da? N-are niciun motiv. Biserica nu vrea să întărească biserica venită ca pastor, deși, repet, îndeplinesc aceleași atribuții. Așa că mentalitatea patriarhală, paternalistă, rămâne până în ziua de astăzi. Și nu numai în biserică, ci și în afară. Da? Femeile sunt mai prost plătite ca bărbații, se știe, în orice corporație. Un bărbat va avea un salariu mai mare. Un bărbat va avea o funcție mai mare. Da? Rare ori găsești o femeie în funcții extrem de importante. Rar. Uite, este președintele Braziliei este o femeie, președintele Argentinei este o femeie, în America Latină, da? Mai prins o Angela Merkel, dar în general bărbații conduc lumea. Biserica ar fi trebuit să fie prima care ar fi să dea un semnal pozitiv în această direcție. Și pornise bine, culmea, preoră de aur, pornise bine. După care s-a întâmplat ceva și acum suntem cam în același pas cu societatea. Nu suntem nici în urma ei prea tare, dar nici înaintea lor nu suntem deloc. Așa că femeile au un acces mai limitat din punct de vedere al în societate, iar în biserică, culmea, bărbații sunt cei care stabilesc iarăși rolurile femeii. Bărbatul va hotărâ dacă femeia predică sau nu, că nu predică într-o biserică, dacă femeia va purta sau nu va purta o basma sau un batic, dacă femeia asta nu va fi, va avea o slujbă în acea biserică, tot bărbații, exact specific societății paternaliste, vor hotărâ rolul care îi se cuvine femeii. Întrebarea este de ce? Răspunsul este, zic eu, destul de simplu. Avem o ierarhie bisericească dominată de bărbați. Bun, veți spune, stai domnule, că mai sunt femei în conducere. Sunt, nu zic că nu, sunt. Acum sunt femei în conducere. Dar nu este aceeași deschidere care a fost la început și care trebuie să fie în mod normal. Nu este. Dar să presupunem că ideea. Ce se întâmplă aici? Un fenomen interesant. Deci avem o ierarhie bisericească condusă de bărbați, dominată de bărbați. Acum, deoarece bărbatul adventist sau tipul bărbatului adventist a evitat, să zic așa, modelul tradițional al bărbatului care se implică în societate, care se luptă, care descoperă, care explorează, care bărbatul, da, din societate, a evitat acest tip de unei anumite mentalități, toată energia și-au consumat-o creind structuri, birocrație, pe care trebuie să o mențină. Da? Asta face bărbatul, de care trebuie să consume cumva energia asta, da? În politică nu se poate implica, în alte domenii astea foarte bărbătești, dacă vezi, nu se poate implica, în sport nu se implică, în asta nu implică. Ce faci cu energia asta? Trebuie să o consumi cu ceva, nu? Deci, în conducerea, în structura adventistă, bărbații și-au consumat această energie creând structuri, da? Birocrații. Și foarte mulți bărbați acolo sunt tipul birocratului și spre vremuri cum era ăla care avea aici, la coate, niște astea, bucăți de
Știți la ce mă refer, da? Ăsta este tipul birocratului, nu? Acum, interesant este că dacă el ocupă deja acest loc, unde să mai intre femeia? Că deja el are acolo atitudinea unei femei care nu se implică în societate, care nu se luptă în afară, care stă acasă. Biserica fiind casa lui. Aici e zona domestică unde se poate implica el. Și ce să mai caute femeia acolo? Pentru că el deja este. El deja ocupă rolul, funcția unei femei. Și ideea este că femeia rămâne, într-un anumit sens, pe din afară, în multe ocazii, oportunități, posibilități, funcții pe care le-ar putea ocupa în biserică, din cauza că bărbatul și-a asumat și rolul de femeie din punct de vedere social, și atunci femeia cu adevărat rămâne pe din afară. Concluzia. Biblic vorbind, femeia are statut egal cu al bărbatului. Și biserica trebuie să fie suficient de deschisă și să promoveze o notă dinamică și optimistă în această privință. Ar fi trebuit să fie prima care ar fi trebuit să acorde acest statut femeii, să plătească femeile la fel de bine ca și bărbații, să le lase, să le încurajeze, să le promoveze în aceleași funcții pe care le ocupă și bărbații, să fie și conducătoare, da? Putea să fie și președinte de conferință generală o femeie, să fie întărite. Dacă biserica ar fi făcut aceste lucruri la timpul potrivit, astăzi când lumea începe să se pună întrebări în legătură cu cei cu noi sau cei cu societatea, ar fi spus, dom'le, această biserică ce idei inovatoare a avut, uite ce bine a mers, uite ce statutul exemplar există acolo al femeii și așa mai departe. Asta era cea mai eficientă metodă de răspândire a Evangheliei, nu prin sperieturi, prin fine sfârșitul și prin diete extreme. Fiecare are locul lor, cu siguranță, dar în primul rând să nu uităm că esențialul a fost la o parte și ne-am cultivat asupra mărunțișilor. Aici s-a încheiat studiul din seara aceasta, vă mulțumesc pentru participare și ne vedem la viitoare cu un alt subiect.